Aglomerația din stațiunea montană Rânca și condițiile meteo nefavorabile au pus în alertă autoritățile din județul Gorj. IPJ Gorj a suplimentat echipajele care vor fi prezente în stațiunea montană Rânca, iar controlele vor fi masive. Șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență și să respecte legea și mai mult să nu se aventureze la drum dacă nu au autoturismele echipate corespunzător sezonului rece. În luna ianuarie, spre exemplu, în zona Rânca s-au aplicat amenzi în cuantum de aproape 45.000 de lei. Polițiștii din cadrul IPJ Gorj continuă să fie prezenți în zona montană Rânca pentru a se asigura că traficul este fluidizat și pentru a se asigura că șoferii și turiștii respectă legea. În luna ianuarie au fost date 10 de amenzi. Având în vedere perioada calendaristică, polițiștii rutieri din cadrul IPJ Gorj au desfășurat acțiuni pentru prevenirea evenimentelor rutiere și pentru minimalizarea cauzelor acestor evenimente rutiere. Ca atare s-a acționat pe toate drumurile din județul Gorj și mai ales cu efective sporite pe drumul național 67C, zona turistic montană Rânca, unde în luna ianuarie au fost aplicate 59 de sancțiuni în baza ordonanței de urgență a Guvernului 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. Polițiștii recomandă șoferilor să circule cu prudență și să aibă autoturismele echipate corespunzător sezonului rece atunci când merg la munte. Polițiștii vor fi prezenți în zonă în permanență, iar cei care vor fi prinși că încalcă legea vor fi aspru sancționați.